DSP-ul, am vorbit că ei nu fac retestare. Au spus că ei nu fac retestare, deci singura variantă ar fi fost să o fac la particular. La particular, programările se fac pentru sfârșitul august. Păi stai puțin, cum să o faci la particular? Că n-ai fi putut să ieși din casă. Protocolul nou vă spune clar. La 14 zile nu se mai testează. Asta e protocolul. Păi și poate să iasă pur și simplu din casă? Deci asta este ideea. Deci asta este ce s-a stabilit. Așa știu că este protocolul. Nu cred că mă încel. Că după ce ai stat acasă 14 zile, dacă n-ai simptome, n-ai probleme, atunci nu mai ai problemă. Poți să ieși. A 15-lea zi poți să ieși. Nu a 14-lea, a 15-lea. Până a 15-a zi. Da. Și nu cred că mă încel aici, că după 14 zile, dacă n-ați dezvoltat simptome, n-aveți simptome, n-aveți nimic, atunci la 14 zile, la 15-lea zi, puteți ieși. Dar el a fost infectat. De unde știm că a scăpat de virus în astea 14 zile? Pentru că așa este că protocolul. La 14 zile, după ce, dacă n-a dezvoltat simptome, dacă păi a avut simptome. Nu, acum nu mai are. După. Deci dacă nu mai are simptome și nu mai are nicio problemă, la 14 zile poate pleca. Deci asta este protocolul și sper că nu greșesc, dar nu cred că greșesc. Deci știu bine că asta e protocolul. Da.